Bun găsit, doamnelor și domnilor! Elevii eminenți ai Reginului, vă propun să-l cunoaștem astăzi pe tânărul Paul Cioloca, absolvent al clasei a 8-a la școala gimnazială Mirona, care aparține de școala gimnazială Augustin Maior. La examenul de evaluare națională recent încheiat, Paul Cioloca a obținut media 9,87. Mi se pare deosebit. Felicitări, Paul, în primul rând, pentru rezultat. Și discutam ieri cu Iulia Ionaș, de asemenea o elevă eminentă care a obținut 9,90, s-a fost foarte apropiat ca medii. Cred că pentru tine n-a fost greu acest examen. Nu pot să zic că a fost greu, chiar m-am descurcat într-un timp record, pot să zic, la examen și a fost ușor, mi s-a părut. Cum au fost compuse notele tale, mediile la note? La română am luat nota 10 și la matematică 9,75. Deosebit. Paul, ce crezi că a contat la acest examen de evaluare națională, fiindcă spuneai că n-a fost greu din punctul tău de vedere? Ai avut un parcurs constant în cei 4 ani de școală gimnazială, cu aprofundare în clasa 7-a, 8-a? Cam care crezi că au fost considerate? Cred că cel mai important ar fi fost pregătirea constantă încă din clasa 5-a și am avut un mare noroc cu profesorii care au tras de noi încă din clasa 5-a pentru a obține rezultate foarte bune, dar nu puteam, cum se spune, îngrășa porcul înainte de Crăciun. Pentru rezultate bune trebuie să muncești constant, da, constant, cred că, da? Constant. Alocai zilnic anumite ore pentru studiu, Paul? Da, pot să zic că în fiecare zi. Tu ai terminat la școala gimnazială Mirona, școala cu program de dans sportiv. A fost greu, fiindcă totuși ai performat și trebuie să le spunem telespectatorilor, Paul Cioloca a fost și campion național la dans. Cu atât mai mult este deosebit ca și în cazul Iulie Ionaș, care a făcut și pictură și artă fotografică. Voi ați fost cuprinși și în activitățile de bază, dar și în cele extrașcolare. Ai fost riguros? Cum te autocaracterizezi tu în acești ani? Ți-ai propus să faci și carte, și școală, și dans sportiv? Am fost foarte disciplinat, adică mi-am împărțit timpul foarte bine și cred că asta a contat cel mai mult. A contat și sunt convins că a contat și contează pentru toți tinerii. Educația în familie, ești prieten cu părinții tăi, cum simți relația cu ei? Suntem foarte apropiați și ne înțelegem unul pe altul. Dacă avem o problemă, o discutăm în familie și se rezolvă fără probleme. Au fost ei primele tale modele în evoluția ta? Da, pot să zic că da. Ei m-au inspirat să zic să mă țin de treabă. Da, realizarea voastră nu poate fi deosebită decât dacă dobândiți multă cunoaștere și multă educație. Ce îți propui, Paul, pentru viitorul tău apropiat? Vorbim de anii de liceu. Voi merge la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, la profilul Matematică Informatică Intensivă Engleză. Îți place limba engleză? Te pasionează? Da, îmi place. În dezvoltarea asta globală, europeană, cu siguranță ești conștient și tu că engleza este foarte importantă. Sper că și mă va ajuta. Limbajul informaticienilor, al matematicienilor, da. Și nu numai, în primul rând, este engleza. Pe limba engleză. Și simți ceva și pentru viitorul de după liceu sau doar deocamdată te-ai setat, să spunem, pentru anii de liceu care vor nu urma? Nu pot să mă pronunț încă. Sigur, am câteva idei în cap, dar nu-i nimic stabilit. Sigur, vor fi 4 ani de liceu în care cursul tău se va poate schimba evoluția ta profesională și didactică. Paul, cât de mult contează în accepțiunea ta că ai vorbit despre dascăli? Dascălii, să spunem, de matematică, dascălul de limba română. Există această capacitate a dascălului? Cum o resimte un adolescent de 14-15 ani? Cât de mult contează în a îndrăgi o materie sau alta? Cu toții știm că dacă ceva ne place, o facem cu drag și o putem face foarte mult timp și de asta dascălii ajută elevii pentru că ei îi fac să iubească acea materie sau acele materii și de asta devine mult mai ușor să învățăm. Au fost consecvenți dascălii cu toți colegii tăi? Deci, o întrebam și pe Iulia același lucru. Nu s-a oprit doar asupra elevilor foarte buni, nu? Au lucrat cu toți elevii la fel din clasă, fiindcă totuși sunt diferențe între copii. Sunt diferențe, asta fie că elevii nu sunt suficienți de atenți sau fie că nu interesează la fel de mult. Dar sunt sigur că profesorii
au explicat la fel pentru toată lumea și s-au implicat la fel de la primul elev din clasă până la ultimul. Cum ai fost privit? Cum ești privit în cercul tău de colegi? Ai fost un elev egoist, un elev altruist, i-ai ajutat? Sigur, nu numai dând o temă, sau, dar încercând să-i explici colegilor tăi, ai interferat cu ei în anii ăștia de școală? Desigur, suntem colegi încă din clasa 1 și am încercat să-i ajut fie cu o explicație, fie cu un sfat, fie cu o temă sau orice, am fost deschis să-i ajut. Ce vei face cu dansul, Paul? Va rămâne la stadiu de plăcere, de pasiune așa a ta? Da, desigur, poate așa, de plăcere, de în timpul liber. Te-a ajutat, cum simți, faptul că ai făcut dans sportiv de performanță, putem spune, te-a ajutat în evoluția ta? Da, eu cred că mi-a introdus o anumită disciplină și asta m-a ajutat foarte mult și la școală. Voi sunteți modele. Din punctul meu de vedere, copiii cu rezultate deosebite la examenul de evaluare națională, Iulia Iunaș, tu și o să mai avem un interviu cu domnișoara Covaci. Voi sunteți modele, trebuie să fiți modele pentru ceilalți elevi și ei trebuie să extragă din modul vostru de a gândi, din modul vostru de a vă pregăti, să extragă ca rezultatele lor să fie la fel. Cum spuneam, e foarte important să te aplici asupra studiului. Pe de altă parte, ai avut timp și pentru tine, pentru prieteni, pentru, nu știu, ieșire, pentru o plimbare? Cum ți-ai organizat timpul? Am avut timp pentru toate și chiar pot să zic că timp liber am avut destul. Deci se poate și să înveți și să ai timp liber, se poate să le combin foarte bine. Și mulți ar crede că dacă am luat notele astea, n-am avut timp pentru mine. Ești tocilar, nu? Da. Cum se spune? Se mai folosește această terminologie? Încă da. Pe vremea mea se spunea despre unii că sunt tocilari. Da. Nu-i așa. Am avut timp foarte mult pentru mine și timp liber și am putut și să învăț și să le fac pe toate. Ce așteptări ai, Paul, de la clasa 9? Vin anii de liceu. Cum vezi? Ce simți? Sunt oarecare emoții, așa, sigur, e un pas, e un prag, puțin, da. E o trecere. E ceva nou, mă duc într-un colectiv nou și sper să mă acomodez foarte bine. Ce ți-ai propus pentru vara? Cum ai scăpat de examen? E așa o ușurare, o relaxare? Ce ți-ai propus pentru vara aceasta? Mi-am propus să fac tot ce îmi place, să-mi petrec timpul liber la maxim, să-l folosesc la maxim și să mă simt bine. Sunt deschiși părinții tăi cu propunerile tale de a întreprinde ceva, de a merge undeva? Cum spuneai, ești prieten cu ei și poți discuta orice subiect, despre orice? Da, ei au spus, gata, ai scăpat de examene, acum te lăsăm să-ți petreci vara cum vrei tu. Cu siguranță sunt mândri de tine, ca și ceilalți părinți, de rezultatele obținute de tine. Și îți doresc cu siguranță să ai un parcurs deosebit și la liceu și să aprofundezi la fel de mult, să participi, bănuiesc, la olimpiade județene naționale pe anumit specific al profilului tău și sper ca rezultatele tale să fie deosebite și, cum spuneam, să fiți în continuare modele pentru cei din jur. Mulțumesc!